Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Ne-au despărțit 7 zile de la ultima ediție, timp în care în tabăra lupilor galbeni s-au întâmplat multe lucruri frumoase și interesante. Tradițional, vă îndemnăm să rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute, pentru a savura din știrile pregătite de familia Dacia. Cu cât mai puține meciuri au rămas până la finele campionatului, cu atât acestea devin mai dificile. Ultima 100 de metri este greu de parcurs, dar nu și imposibilă pentru lupii galbeni. Mai e nevoios devin de înfruntat terenurile impracticabile din unele localități ale Moldovei. Cât de ospitalier a fost găzduită Dacia în meciul din cadrul etapei a 33 de către formația Rapid Ghidighici, aflați în reportajul ce urmează. Din cauza ploilor abundente, terenul pe care urma să se desfășoare partida dintre Rapid și Dacia a ajuns într-o stare impracticabilă. Conducerea clubului de fotbal Dacia a sesizat printr-o scrisoare Federația Moldovenească de Fotbal, rugând ca terenul să fie inspectat suplimentar. Deși acesta în mare parte era acoperit de apă, reprezentanții federației au declarat terenul bun de joc. Starea gazonului a împiedicat fotbaliștii ambelor echipe să demonstreze un meci de calitate, care să bucure spectatorii prezenți la acest меч. На таком поле было нам было тяжело, нам надо было атаковать, надо было забивать, нам надо было созидать, а разрушать намного проще. Ну, было тяжело. Тяжело, все-таки вязкое поле, там комбинировать всегда тяжелее, чем разрушать. Пеша терен, импосибл сфач фотбол. Дуар теренов фозили на саушу экипажу кабине адверс. Наш спуни, я кред că numai теренов фозили. Chiar și în aceste condiții, lupii galbeni au deținut autoritatea pe teren, controlând în totalitate meciul. Alexandra Neceaeva a avut prima ocazie a partidei, dar șutului acestuia nu i-a ajuns forța. Imediat după această fază, Babatunde Collins reușește să înscrie, dar golul este anulat pe motiv de offside. Игра давалась и моменты были. Просто не забили голы и результат 0-0. În repriza secundă, Dacia au trecut de nenumărate ori pe lângă deschiderea scorului, însă fortuna în această zi a fost de partea celor de la Ghidighici. Iar când nici aceasta nu îi mai ajuta, era rândul arbitrilor să intervină. În ultimele minute de joc, Alexandru Dedov putea face diferența, dar tușierul a stopat faza, semnalizând offside într-o situație de joc regulamentară. Foarte răstroen. Потому что считаю, что мы сегодня отпустили ЦСКА «Рапид». Было 2-3 момента 100%, которые мы должны были реализовать. Нехватка, может быть, мастерства или концентрации. Может быть, и поле сказалось в конце матча, уже многие ребята подустали и не хватило сил для последнего удара. Deși au remizat, galben-albaștri și-au mărit avantajul până la 4 puncte față de principala concurentă, Șerif. Aceasta a fost posibil grație victoriei formației Zimbru asupra Tiraspolenilor. Pentru fiecare din noi, apa iodată, Aqua Unica, pline de viață. Pe ultima 100 de metri este nu numai campionatul intern, dar și Cupa Moldovei. 4 echipe ajunse în semifinală râvnesc să câștige acest trofeu, iar primele confruntări directe au avut loc săptămâna aceasta. Exact ca și în anul trecut, în semifinale, Dacia Chișinău a întâlnit formația bălțeană Olimpia, care a scos la limită victoria în ultimele minute ale jocului. Însă lupii galbeni sunt siguri de o victorie în deplasare și de accederea în finala competiției. Nu doar campionatul intern este pe ultima 100 de metri. Suspansul din cadrul Cupei Moldovei este și el deja aproape pe sfârșite, deși intriga este mai mare ca niciodată. Punctul de atracție al acestei ediții de cupă este repetarea scenariului din sezonul trecut, atunci când în semifinale s-au calificat exact aceleși echipe care au acces în faza competiției și în acest an.
Culmea e că acești patru pretendenți la câștigarea trofeului au păstrat și ordinea disputării meciurilor și se reîntâlnesc exact după un an, exact cu același scop, accederea în faza finală a competiției. La fel ca și anul trecut, dubla cu Olimpia a început la Chișinău. Diferența se regăsește însă în clasament. În sezonul trecut, Dacia ocupa a cincea poziție, fără pretenții teoretice sau matematice la podium. Acum, Dacia este lideră în clasament, cu șanse foarte mari de a readuce medaliile de aur la Chișinău după o pauză de 10 ani. Astăzi, Dacia face față unei sarcini duble, câștigarea campionatului și a Cupei Moldovei. Sarcină dificilă, dar nu imposibilă. Asta nici zadaci nu se mal, cum bila, tak zăți cubac, zăți campionul. Sunt maximal. Meciul tur din sezonul trecut dintre chișinăuieni și bălțeni s-a încheiat cu un scor categoric pentru gazde, 4-2. De această dată, echipele au prestat un joc mai modest, presiunea dominând de ambele părți. Deși nu s-au marcat 6 goluri, momente periculoase au fost la ambele porți. Dacă de cele mai multe cazuri portarii au stat în calea deschiderii scorului, bara s-a opus și ea cu vehemență de 2 ori. Noua achiziție a bolțenilor și cea mai recentă, Sidorov, a adus victoria oaspeților pe final de meci, înscriind un gol chinuit în poarta lui Moșneaga. Ну игра, так скажу, хорошая получилась, комбинированная, что с нашей стороны, что с Олимпией. Ну просто нам чуть не повезло, моменты были, могли забивать, ну пропустили одну контратаку, которая привела к голу, вот и поэтому и такой результат получился. Cupa Moldovei este cea mai imprevizibilă și cea mai intrigantă competiție. Surprize am avut de destule în acest sezon. Lupii galbeni vor face tot posibilul pentru a le evita în returul disputat pe 4 mai în capitala Nordului, orașul Bălți. Nu, будем стараться играть там, конечно, тяжело в Бельцах играть там, и поле не позволяет показать хорошую игру, но то есть будем стараться, чтобы выиграть. În celălalt meci al semifinalelor, Sheriff Tiraspol a dispus de Iskra Stal, scor 1-0. Mijlocașul Daciei, Vladimir Dragovozov, a disputat miercuri primul său meci din partea a doua a campionatului. Lipsa sa îndelungată este explicată de trauma suferită în ultimul meci din cantonamentul din Turcia. Odată refăcut, jucătorul Daciei este motivat mai mult ca niciodată să-și dovedească talentul și maestria pe terenul de joc. Meciul tur din sferturile de finală ale Cupei Moldovei contra Olimpiei Bălți a fost unul deosebit pentru Vladimir Dragovozov. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a lipsit un timp îndelungat de pe teren, iar partida contra olimpienilor a fost pentru el debutantă în partea a doua a campionatului. Ну да, я получил травму в последнем матче в Турции против Динамо Бухареста. Прошло уже вот 2,5 месяца, я только вернулся в строй недавно. Тьфу-тьфу, вроде травма не беспокоит меня. Ну, работаем. Deși partida s-a încheiat în defavoarea chișinăuienilor, Vladimir este sigur de revanșa în retur, chiar dacă se va disputa în deplasare. Și nu face diferența dintre cele două trofee. Atât titlul de campion, cât și cupa îi ademenesc pe jucătorii Daciei, care au destulă energie, forță și motivație pentru a reuși dubla în acest an. E tot, pentru noi важно. У нас задача стоит и кубок, и чемпионство. В команде собраны ребята, которые не первый год играют в футбол и которые играли до этого в клубах, которые всегда ставили перед собой какие-то цели, высокие цели. Dragovozov este conștient că semnarea contractului cu Dacia este o șansă oferită cu generozitate de către conducerea și staful tehnic al dacilor, încrederea cărora este decis să o răsplătească prin meciuri cât mai reușite. Был некоторое время на просмотре, довольно-таки долгое время, и подписал контракт с командой. Руководство клуба доверило мне, и перед клубом ставится високі задачі, це, звісно, плюс для будь-якого футболіста, мені здається. І тому і перейшов, прийняв рішення перейти в цей клуб. Дана задача, то удачі я зв'язую з дачею, так як і болельщики, і руководство клубу, ми всі хочемо в першу чергу це чемпіонство і кубок виграти. Дай Бог, щоб ми дійшли всі вместе до цієї цілі, щоб ми її достигли. În lipsa lui Vladimir, Dacia a disputat cele mai importante meciuri ale returului, confruntări dificile cu liderii campionatului. Mijlocașului a fost și mai complicat să urmărească aceste meciuri din tribune, emoțiile fiind mult mai puternice.
Я вам скажу, что для Дачи на сегодняшний день любая команда важная, любая игра важная, потому что вы видите, что для нас очки даются очень тяжело со всеми командами, потому что против нас настраиваются все команды, как на последнюю игру. Ну и также мы настраиваемся на всех. А важные игры для нас все, и, конечно, я переживал, я с командой всегда вместе был, везде, и поддерживали, и меня и ребята поддерживали, то, что я не играл, и ребята, и болельщики, и руководство, всем спасибо за это, как бы. Проблем в этом я не испытывал. La fel ca toți ceilalți reprezentanți ai grupării chișinăuiene, Vladimir își dorește foarte mult medaliile de aur ale diviziei naționale, dar este conștient că asta presupune multă muncă, dăruire de sine și încă 6 partide dificile. Также все продолжают на тренировках работать, трудиться, потому что все понимают, что 4 очка на сегодняшний день это, да, это отрыв какой-то, как не есть какой-то отрыв, но 6 туров, вы сами понимаете, это сколько получается? 18 очков, правильно? Как бы никто не чувствует себя чемпионом. Для нас сейчас 6 туров осталось, для нас каждый тур будет как последний. După un retur istovitor în campionatul Moldovei disputat pe terenuri artificiale, fotbalul moldovenesc revine la normalitate. Sâmbătă, Dacia Chișinău va juca primul său meci din acest retur de campionat pe Arena Zimbru, stadion care va găzdui în acest an toate meciurile de acasă ale galben-albaștrilor. În acest an, Dacia au găzduit pe acest stadion formația de la București Steaua și sunt mai mult decât bucuroși să revină pe gazonul natural de la Zimbru. După o perioadă îndelungată în care meciurile diviziei naționale s-au petrecut pe terenurile cu acoperire artificială, fotbalul revine pe gazonul verde. Deși costurile pentru exploatarea unui teren artificial sunt mai mici, acestea sunt mai puțin preferate de fotbaliști. În naturalnom gazonul e totdeauna mai prietenie grea decât la iscusnăm. În naturalnom poli, нагрузка на суставы не такая, как на искусственном. Поэтому после искусственного многие жалуются на суставы, то есть колени, голеностопы, они всегда болят. Но натуральном газоне было тяжело ребятам играть, потому что они до этого все тренировки, чемпионат все играли на искусственном. В данный момент мы уже тренируемся, сколько, 2 недели на натуральном газоне. Я думаю, что проблем не будут испытывать. Schimbarea suprafeței de joc nu trece neobservată. Perioada de adaptare fiind una mai puțin plăcută, dar una care face parte din procesul de pregătire. Искусственное поле дает о себе знать. Многие футболисты жалуются на болях в ногах и неудобное поле. Было бы это поле хотя бы 5-6 поколения, можно было бы там о чем-то говорить. Тяжело, конечно, болят ноги, колени, сказывается, конечно. Тем более вчера было поле такое жестковатое, немножко и побаливает сейчас ноги. Тяжело переходить. Acum, când terenurile artificiale au rămas în trecut, Lupii Galbeni promit să joace și mai spectaculos, pentru ca fanii și simplii spectatori ai sportului rege să aibă parte de o adevărată sărbătoare atunci când vor vizita meciurile cu participarea galben-albaștrilor. Все-таки натуральный газон наши футболисты любят, и когда узнали, что мы выходим на землю, то были все несказанно рады. Moldfutbol.com, ultimele știri din fotbal în autohton, pe primul site de fotbal din Moldova. Următorul meci, Dacia Chișinăul va susține în compania celor de la Academia UTM, cunoscuți și pentru abilitatea de a lua puncte de la liderele campionatului în cele mai decisive meciuri. Însă, Lupii Galbeni și-au învățat lecția încă din prima întâlnire a acestei ediții, care s-a finalizat cu o remiză albă. În cadrul etapei a 34-a, Dacia găzduiește vizita formației Academia UTM, un colectiv tânăr, dar foarte ambițios. Chiar dacă ocupă locul 9 în clasament, studenții au acumulat cu regularitate puncte în meciurile cu liderele campionatului. Esta comanda постоян неплохо играет с лидерами, но мы должны выиграть, потому что мы уже 100 метровка осталась и должны чемпионство взять, чтобы не стало. Если мы потеряем очки, будет очень тяжело. Până acum, Dacia și Academia s-au întâlnit de 8 ori în cadrul campionatului național. În 5 partide mai puternici au fost galben-albaștri. O singură dată victoria a fost de partea celor de la Academia, iar 2 meciuri s-au terminat nedecis. Постоянно напоминаем нашим футболистам, что будет непростой матч. Мы помним, как Академия у нас
отобрал очки, и мы готовы и готовимся очень серьезно к этому матчу. Принципиальная игра, то есть ребята там молодые, скажем так, первую игру, надеюсь, все помнят, и наш коллектив, что мы все-таки третий тур все-таки сыграли 0-0 с ними. Я думаю, что должны показать хорошую игру и взять реванш, хотя вот здесь мы обыграли их 3-1. Но это амбициозная команда, которая отобрала, выиграла и у Шерифа, отбирает у всех лидеров очки, поэтому будет тяжелая игра. Голаверажul este de asemenea favorabil lupilor galbeni, care au marcat 11 goluri și au scăpat 5. Очень сложная академия, конечно. На сегодняшний день команда дала повод размышлять, что эта команда не, и ребята там не мальчики для битья, и она показала, что эти же игры с Шерифом, и с Зимбру, где она отнимает очки у всех, и с нами также, это будет очень тяжелая игра. Там собраны также хорошие футболисты, ничем не уступающие, в принципе, никому. Studenții se pregătesc cu seriozitate de acest meci, lucru confirmat și de capitanul acestora, Maxim Potârniche, prezent în tribune la semifinala din cadrul Cupei Moldovei, Dacia Olimpia. Pregătirile merg ca de obicei, nu e nimic special, ne pregătim ca pentru oricare echipă, vom da tot ce vom avea pe teren. Dispoziția galben-albaștrilor este una foarte bună. Vă îndemn să urmăriți câteva imagini de la unul din ultimele antrenamente ale acestora. Где нас? Давайте мы сюда. Бомбардир на поле! Бомбардир на поле! И прямо с мячом в ворота его толкните. Где на живой? Partida Dacia Academia se joacă sâmbătă 23 aprilie cu începere de la ora 19:00 pe arena principală a complexului sportiv Zimbru. Cele 15 minute preconizate întâlnirii de astăzi au luat sfârșit. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată și vă dăm întâlnire peste o săptămână, cu o zi înainte de meci și în dimineața disputării partidei. Vom veni cu știri la fel de interesante și frumoase din tabăra lupilor galbeni. În ajunul Sfintelor Sărbători, familia Dacia vă urează tuturor un Paște fericit. Lumina și căldura să intre în casele dumneavoastră, iar odată cu ele, dragostea și mirosul primăverii. Toate bune vă dorim! Sărbători fericite!